O băutură populară dublează riscul apariției cancerului de colon la adulți care beau mai mult de 2 doze pe zi, potrivit unui studiu. Iată care sunt factorii de risc în apariția afecțiunii. Cancerul de colon este a doua cea mai mortală formă de boală din Marea Britanie, iar cei care consumă anumite băuturi s-ar putea expune pericolului de a dezvolta această afecțiune. Cancerul de colon, care ucide 16.000 de britanici pe an, apare în intestinul gros și se dezvoltă în cea mai mare parte în excrescențe precanceroase numite polipi. Nu toate vor deveni canceroase, dar dacă medicul dumneavoastră găsește vreuna, va tinde să le elimine pentru a preveni cancerul. Dacă este depistat de vreme, cancerul de colon poate fi vindecat. Totuși, un stil de viață sănătos poate face o mare diferență în șansele dumneavoastră de a dezvolta această boală. Cercetările publicate în revista Good au dezvăluit o legătură între băuturile îndulcite cu zahăr și cancerul de colon. Adulții, în special femeile care consumă 2 doze sau mai multe pentru a-și potoli setea în fiecare zi, dublează riscul de cancer de colon înainte de vârsta de 50 de ani. Băuturile răcoritoare, băuturile cu aromă de fructe și băuturile energizante reprezintă toate o amenințare semnificativă, arată studiul. În timp ce studiul a constatat că băuturile răcoritoare dulci, băuturile cu aromă de fructe și băuturile pentru sport și energizantele pot reprezenta o amenințare, este important de menționat că majoritatea băuturilor răcoritoare consumate în ultimii ani au un nivel scăzut de zahăr. 70% dintre băuturile răcoritoare vândute în Regatul Unit în 2021 erau cu conținut scăzut de zahăr, fără zahăr, iar acestea au fost de fapt asociate cu un risc mai scăzut ale apariției bolii. În plus, acesta este un studiu observațional și, prin urmare, nu arată o relație cauză-efect, a menționat un dietetician. El a adăugat că îndulcitorii fără zahăr se numără printre ingredientele cele mai amănunțit cercetate la nivel mondial. Autoritățile care au aprobat siguranța acestor ingrediente includ Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Comitetul de Experți pentru Aditive Alimentari a Organizației Comune pentru Alimentație și Agricultură, Organizația Mondială a Sănătății, relatează observatornews.ro.